Sănătate și bine reveni printre maturi cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Avocații lui Sam Bankman-Fried doresc ajutor de la agenție FBI în timp ce încearcă să schimbe narațiunea în instanță. FTX cere informații despre cele 6 milioane și jumătate de dolari pe care i-a dat unui grup non-profit de top ce studiază riscurile inteligenței artificiale. Firma de analiză blockchain Nansen a raportat o serie de transferuri de active din FTX către Binance și, conform datelor din lanț, activele mutate includ 2,2 milioane de dolari în Chainlink, 1 milion de dolari în Nave, 2 milioane de dolari în Maker și 3,4 milioane de dolari în Ethereum. Un detectiv cripto dezvăluie escrocul din spatele schemului cu schimburile de SIM ale CEO-ului OpenAI și CEO-ului Bored Ape. De ce raliul Flocky s-ar putea încheia în curând în ciuda veștilor bune? Ce este imobilul tokenizat, un ghid al începătorilor pentru proprietatea digitală imobiliară? Liderii unora dintre cele mai mari bănci din lume vorbesc acum împotriva băncilor centrale și trag alarme cu privire la nivelul datoriilor. Senatoarea Warren și alți 104 membri ai Congresului au scris o scrisoare președintelui cu îngrijorările lor despre cripto că ar finanța terorismul, iar FinCEN a publicat o inițiativă politică majoră ce pare a fi un efort coordonat împotriva criptomonedelor. Cum Japonia conduce cursa pentru reglementarea monedelor stabile? Autoritatea de conduită financiară din Marea Britanie spune că firmele cripto nu reușesc să îndeplinească noile reguli promoționale. Compania de plăți SEPA amână migrarea la ISO 20022. Coinbase contestă autoritatea cripto a instituției SEC în încercarea finală de a renunța la procesul autorităților de reglementare. Peste 3445 de jetoane și perechi de tranzacționare au fost eliminate sau considerate inactive anul acesta pe bursele majore precum Coinbase și Binance. Layer 0 introduce un token Omnichain pentru a muta Ethereum-ul înfășurat al lui Lido prin Avalanche, BNB și Scroll. Balenele arată mai mult interes decât oricând pentru altcoin-ul TRB bazat pe Ethereum pe fondul unui raliu de 832% din ultimele două luni. Cum s-au descurcat în trimestrul 3 jocurile blockchain Universe, Immutable și Upland de pe Ethereum? Arbitrum va integra stack-ul Orbit cu Celestia pentru disponibilitatea datelor. Deblocarea lui Polkadot de 427 de milioane de dolari, oare va inversa raliul recent? DDEX, unul dintre cele mai vechi ecosisteme DeFi, invită dezvoltatorii și utilizatorii să încerce blockchain-ul său original pe Tendermint. Bitwise și-a prezentat amendamentul pentru ETF-ul său Bitcoin. Bitcoin câștigă pe măsură ce deținerile ETF de aur se micșorează, spune Michael McGlon. Bitcoin ETF ar putea atrage peste 14 miliarde de dolari din fluxuri de investiții în primul an. Volumul tranzacțiilor Bitcoin Futures depășesc 100 de miliarde de dolari în ultimele 24 de ore. MoneyTint, un alt client Ripple, fericit că a fost ajutat să economisească timp, costuri și a observat și o creștere a veniturilor. XRP posibil să ajungă la un dolar, deoarece un avocat cripto declară că procesul SEC vs. Ripple s-a încheiat. Zvonuri că Ripple va anunța ceva mare în timpul conferinței Ripple Swell din Dubai, ce va avea loc în noiembrie. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la curetea că mai multe criptomonede.